5 chestiuni și partea a doua unde este mai mult de lucru. Prima parte, asta, deci cele 5 chestiuni sunt sub formă de test grilă. Da. Deci cu variante de răspuns. Deci, dacă X este o matrice de ordin 2, determinantul lui 5X este, probabil cu mai multe variante. Hai să vedem cum știm D de X. D de X egal cu 5. D de 5X egal cu determinantul lui 5X egal cu, iată cum vom proceda aici. Luăm matricea X-ului de ordine 2, da? X mare aparține, te rog, X aparține lui M2 peste C. Atunci o să zicem X este de tipul matricea A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Aceasta este matricea X. 5X, repede, 5 ori X este egal cu... egal cu 5A1, 1, 5A1, 2, 5A2, 1. Scrie A-ul tot așa de mare, că doar nu e indice. Da. Deci, A. Corect. Și acum, det de 5x, repede. Det de 5x egal cu determinantul de determinantul acesteia. 5A1, 1. 5A1, 2. 5A2, 1. Mai repede, mai iute. 5A2, 2. Determinant egal mai departe cu. Ce știm de pe un determinant? Putem scoate de pe o linie sau de pe o coloană un factor. Deci, putem să scoatem de pe coloana asta și pe asta 5 odată, 5 odată, 25, sau de pe fiecare linie. Deci este în față cât 5 la a doua, va fi 5 la a doua, ori determinantul, care e determinant? A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Eu pe trebuie de aceea. Și egal cine este ăsta? Chiar determinantul lui X. Deci egal cu 5 la a doua ori, 5 la a doua ori, X. Ori det de X. Da, da, det de X. Iată că am găsit așa. Det, determinantul lui 5X egal cu 5 la a doua ori det de X. Da? Rezultatul pe care l-am pus la punct. Mai departe, la a doua chestiune. Dacă X aparține lui M3 peste C, X aparține X mare, da? Dacă X mare este o matrice de ordine 3, adică X mare arată cum? X mare arată de forma. A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A3, 3. Da. Și A3, 1, A3, 2, A3, 3. Așa arată X. Și atunci, de repede să facem ce matrice construim? 5X. Deci, nu aici se construiește. 5x, 5 ori x, egal cu matricea. 5a1, da. 5x. Și acum det de 5x egal cu, da? Deci să spunem det de 5x, e aici un scar, det de 5x egal cu determinantul acesteia. Determinantul, așa, și egal mai departe cu ce observăm? 5 la 3.
5 iese de pe fiecare din linia acolo, deci vine 5 la 3. 5 la 3, ori determinantul care rămâne? Determinantul lui X. Deci este pe scurt determinantul lui X. 5 la 3 ori determinantul lui X. Product de X. Vă zic că putem scrie acum det de 5X egal cu 5 la 3 ori det de X. În general, dacă știm că o matrice este de un anumit ordin, K, deci dacă știm că X aparține K, da, atunci det de alfa, un număr alfa, nu punem 5 neapărat, da. Un număr alfa ori X, det de un număr alfa ori X, este egal cu alfa la ce putere? Este alfa. La K, sigur că la alfa la K ori det de X. Asta era, de fapt, ăsta era secretul. Deci secretul era că depinde de ce ordine e matricea. Dacă e de ordine 2, a ieșit 5 la a doua, dacă a fost de ordine 3, 5 la a treia, dacă e de ordine K, iese numărul alfa la puterea K, pentru că iese de pe fiecare linie. Deci asta e clar, da? Și acum trecem la punctul următor. 3, fie matricea mare egal cu și bende 4, 1, 3, 1. Ia să vedem ce spune acolo, ce-ți faci? Det de A plus B. Det de A plus B aici, sus, unde da? Det de A plus B. Să faci A plus B și până faci determinatul său. Iar de
dacă 8 poți să spui egal mai departe cu 1 rom. Care înseamnă det de A ori det de B. Deci determinantul unui produs este egal cu cine? Cu produsul determinanților. Este un lucru interesant. Deci det de A ori B este egal cu determinantului A ori determinantului B. Deci determinantul produsului a două matrici e egal cu produsul determinanților. Da. Determinantul produsului e egal cu produsul determinanților. Și legat de chestiunea asta, am să vă propun un exercițiu acum. Și iată cam așa. Deci determinantul produsului e egal cu produsul determinanților. Dar dacă A egal cu B? Deci când A egal cu B, aici am așa, determinantul lui A pătrat, da? Determinantul lui A pătrat este egal cu determinantul lui A ori determinantul lui A, det de A, tot la pătrat. Determinantul pătratului egal cu pătratul determinantului. Deci det de A la pătrat egal cu det de A tot la pătrat. Dar dacă am trei matrici, A ori B ori C, înseamnă, sau în general, deci pot să spun det de A la N, determinantul lui A la N egal cu det de A totul la N. Det de A totul la N. Și hai să vă propun următoarea chestiune. Să dau matrice X, nu știu cine, X egal cu A, B, C, D. Deci fie matricea X egal cu A, B, C, D. Știu că X la A doua, știu că X la A cincea arată sub forma următoare. Deci știu că X la A cincea arată așa. Să zicem 12, 30, 5 și 2. Asta e X la 5-a. Să se afle, să se găsească urma lui X. Urma lui X cine este? A plus D. Urma lui X este A plus D. Deci ni se cere urma lui X, adică ni se cere A plus D. Bun. Hai să vedem. A pătrat minus urma lui X ori A. Așa. Nu. Urma lui X. Urma lui A. Da. Urma lui A. Urma lui A. Ori A. Ori A. Minus determinantul. Plus D. Plus determinantul lui A ori I2 este egal cu matricea nulă. Asta e relația lui Kevin, da? Deci, A pătrat minus urma lui A ori A plus determinantul lui A ori I2 face matricea nulă. Dar în cazul nostru X, sigur că da. Deci cum ar fi X pătrat? Minus urma lui X ori I. Da. Ei, de acord. Facem X la pătrat. Însă noi, dacă am ști determinantul lui X, n-ar fi rău dacă am ști determinantul lui X. Ne-ar rămâne cu urma lui A, pe aici am vedea noi ce. Dar determinantul X, conform acestei proprietăți, determinantul lui A la N egal cu determinantul A totul la N. Fiindcă determinantul X la 5-a, ia scrie sus, det de X la 5-a, det de X la 5-a, este egal cu? Corect. Dar cât este determinantul X la 5-a? Că noi avem pe X la 5-a. Da. 0. 5 pe 2 e rupt, da? Deci vine 0. 0 este egal cu det de x totul la 5-a. 0 egal cu det de x totul la 5-a. Vedem, ne iese că det de x egal cu 0. Și dacă det de x egal cu 0, relația lui Chierich devine. Ce devine? X pătrat. Da. Urma lui x ori x. Da.
Egal cu 0. De acolo scoatem, ce vom scoate? Vom scoate pe x pătrat, de aici rezultă că x pătrat egal cu... Deci nu mai vreau ceva face. Deci rămâne pur și simplu urma lui x ori x. Asta e x la a doua. Da. Hai să mulțim cu un x relația asta, în dreapta. Și urmează. X la a treia. Da. Egal cu urma a doua. X la a treia egal cu urma lui x. Urma lui x ori x pătrat. Dar pe x pătrat o locuim la rândui. Deci în x pătrat, zicem, urma lui x. Încă o dată cu urma lui x ori x. Deci egal cu urma lui x, care e un număr, deci egal cu urma lui x la pătrat. Așa, x la a treia, da? La 4 o să vedem. Ia să vedem, x la a patra va fi egal cu... Da, 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 da. Urma lui x la a treia. Corect. Corect. Da? Și așa mai departe. Poți să te duci la un, da? Urma x la n. Hai să scriu și relația de recurență. X la n, în care urma lui x... Nu relația, relația ca să exprimă pe x la o putere. Urma lui x la n minus 1, ori x. Asta ar fi chestiunea ca la care am ajuns la din aproape în aproape. Se face de voi, prin inducție, dacă e nevoie. Da. Și acum să ne întoarcem aici. X la a 5-a, o știm cine este. Da. Deci să zicem noi, 12, 30, 25, egal cu, urma lui x, adică, așa, o x, care este a, b, c, d. Și acum să înmulțim urma lui x la a patra, care e un număr cu fiecare din acestea, cu matricea asta, egal mai departe, poți continua aici, egal cu matricea. Urma lui x. Da, urma lui x la... A patra ori a. Da. Urma lui x la a patra ori b. Urma lui x la a patra ori c. Urma lui x la a patra ori d. Corect. Și acum, poți să spui că... Dar să identificăm ce să facem altceva. Da, deci 12 se dă... Așa, deci spunem, urma lui x la a patra, urma lui x la a patra, ori a, egal cu 12, de desubt urma lui x la a patra, ori b, și urma lui x la a patra ori c egal cu 2. Și urma lui x la a patra ori d egal cu 5. Corect. Hai să se rompe asta și cu c-ul, pentru că a, nu a și cu d. Cu d, da. Ca să vedem foarte interesant. Da. Interesează urmă. La a patra ori a egal cu 12 și da. Cu d. Păi, nu ești la adună, pe cele două și urmează. Urma lui x la 4 ori a plus urma lui x la 4 ori b egal cu 17. Exact. Scoate un factor cu urma lui x la 4 pe lângă a plus d. Dar cine este a plus d? Tocmai urma lui x. Da. Deci vine urma lui x la a patra, încă o dată mulțim cu urma lui x, înseamnă urma lui x la a cincea. Urma lui x totul la a cincea egal cu 17. De unde urma lui x simplu? Urma lui x egal cu radical din 5 din 17. Și cu asta punct exercițiu. Foarte interesant exercițiu. Deci se dă o matrice x, nu știu cine este ea. Da? A, B, C, D. Și știu că x la a 5-a este așa. Se cere urma lui x. Se cere urma lui x.
Pentru chestia asta a fost important, deci știu că orice matrice de ordin 2, vezi că relația x pătrat pe care am avut-o, minus urma lui x ori x plus determinantul lui x ori 2 egal matrice nulă. Așa că acest lucru și cuplat cu ideea că det de x la 5-a egal cu det de x totul la 5-a, m-a dus spre det de x egal cu 0. Asta a fost esențial. Și atunci relația respectivă am luat cu det de x și am scos pe x pătrat ca fiind egal cu urma lui x ori x. Da? X pătrat egal cu urma lui x ori x. De unde prin am arătat relația aceasta și totul a fost un simplu calcul. Mergem mai departe să vedem următoarea chestiune. Aceea este la punctul care? 5. La punctul 5 este banală. Trebuie să opta la 5-a. Dar D de A la 5 e egal cu D de A la 5-a. Da. Și noi facem D de A aici. Da? Deci de data, pot să răspund. De determinantul lui... Deci de A totul la 5-a. Da. Deci egal cu 6 la 5-a. 6 totul la puterea 5-a. Și asta înseamnă că este egal cu cine? 6 la 5-a. Ei, nu știu, ca și număr. Cred că este un număr că mai e. 6 ori 6. Dar lăsăm așa. 6 la 5-a. Să mergem mai departe. 7776. Să mergem la 2 roman. Ce spun de acum la 2 roman? Uite, te rog de sus să încerci să scrii. Determinanților. Dacă tu ai vreo idee. Probabil care ar fi problemele? Mulțim o linie cu un număr sau nu la alte linii sau cu un an, nu se schimbă valoarea determinantului, da? Dacă schimbăm două linii între ele, se schimbă semnul determinantului. Eu aș propune să adunăm toate coloanele la prima sau cele două linii la prima linie, poate cuvinte toate coloanele la una din coloane. N-are importanță, la prima, la a doua, la a treia. Nu se schimbă valoarea determinantului conform proprietăților de care am vorbit. Hai să adunăm pe aceste două coloane la prima coloană. Să vedem ce devine. Egal cu determinantul. A pătrat. Așa. Plus X. Plus AB. Da? Plus AC. A ce? A doua, sigur că al doilea element. BA plus B pătrat minus X plus BC. Bine. CA plus CB plus C pătrat minus X. AB B pătrat minus X CB. AC BC C pătrat minus X. Aici ai putea să scoți un A în factor, un B și un C. Ia să vedem ce le vine. Nu cred că ți-e în cap acolo. Ia să scrii dedesubt. A pe lângă A minus X plus B plus C. Dedesubt. Da, da. B pe lângă A plus B ce observăm? Domnul Vedea, la X.
Da. Păi ia pătrat negru, așa, sigur. Am greșit. Deci cum trebuia să spună? A pe lângă și minus X de parte aici. Minus X aici, așa. Greșea foarte bine că ați intervenit. Dar eu mă ocupam de ștersul tablet. Și foarte bine că ați... Și avem aici nu A plus B plus C peste tot. Așa. Deci e corect, da? Da. Observația trebuie să ne o sucim. Ne sucim cu atenție. Adică, atenție multă, la altfel greșit. Ei bine, acum, aranjarea determinantului este mai plăcută, parcă aș spune ochiului, în clipa de față. Pentru că am o proprietate. Dacă una din coloane este o sumă sau o diferență, atunci se rupe în două determinantul. Prima coloană este asta și cealaltă se păstrează. Plus, plus sau minus, depinde ce este aici, la noi este minus. Minus un alt determinant în care pe prima este X-ul și cealaltă se păstrează. Deci de aici e egal cu determinantul A pe lângă. De desubt. A, B pe lângă A plus B plus C. A, B. A, B. Da, bine. B pătrat minus X. Plus minus determinantul X, X, X. Deci observați, să rupem în două, după o coloană sau după o linie. De data asta după coloana aceasta. În doi determinanți. Bun. Acum, la determinantul ăsta, observăm că avem un factor pe o coloană. Poate fi spus în fapt, da? Deci vine A plus B plus C pe lângă determinantul A, B, C de desubt A, B A, C, da? B pătrat minus X B, C C, B C pătrat minus X. Și aici un minus X. Aici un X, da? Minus X pe lângă determinantul. Da. Bine. Corect. Da. Și cam mai departe cu. Haideți să continuăm pe porțiunea care am șters-o. Ce mai observăm? De pe linia întâi mai poți scoate un factor, un A. Și nu cred că pe a doua. Chiar pe un păcat. Da? Deci. Ai spus că scoți un A. Da. Ori A. A. 1, minus. Acum, hai să și muncim aici X, de X. Să facem 0 ori, unde am putea face 0 ori, cred că așa în jos. Luăm această linie de lucru da. Și facem, o muncim cu minus 1 și o durăm la celălalt 2. Și, nu? Să facem, să reducem o determinant de ordin 2. Deci va veni 1, A, B, A, C. Aici, 0. B pătrat minus X minus AB. B pătrat minus X. Minus AB. Hai să-l ducem pe ăsta ce o mai îndreaptă. AC. Și aici ar să fie BC minus AC. Da. Minus AC. Da. Acum 0. 0. Deci ați văzut acolo. Thank you.
premiul să avem. Așa, ce am spus aici cât a fost CB minus AB. AB și C pătrat minus X minus AC. C pătrat minus X minus AC. Ei bine, cum, egal mai departe cu, hai să continuăm. Cred că facem, ia să vedem acolo cum o să lucrăm, ca să-l dezvoltăm și pe acesta. Deci A pe lângă A plus B plus C. Și o să luăm pe asta de lucru și o să mulțim cu diverse și adunăm mai 0. Deci vine 1BC, 1BC. O mulțim cu minus B și adunăm jos. 0. Deci minus B. Și apoi vine minus B pătrat plus B pătrat se reduce și face numai minus X. Am zis că o mulțim cu cât? Cu minus B. Da? Minus BC cu BC face 0. Aia, acum cu minus C și adunăm jos. Da, vine 0. A, da. Minus BC. Și 0. 0. Da. Și aici minus C pătrat plus C pătrat e minus X. Minus X fără grad. Termine aș corona pivotului. Și mai rămas și determinantul B pătrat minus X minus AB. BC. CB plus AB. Da. Și CB plus X minus AC. Corect. Să vedem mai departe cu cine este egal. Am lăsat factorul de acolo. Da, linia și corona. Și chiar dezvoltă-l pe acela, că e prea simplu ca să-l mai lași. X pătrat. Deci toate chestia asta văd X pătrat. Dacă e minus X pătrat, deci X pătrat. Minus X pe lângă. Nu o să avem ce face aici decât să... N-am ce factor să scot. Nu. Să dezvoltăm determinantul. Deci vine B pătrat. B pătrat minus X minus AB. Dar uite cum ți-aș propune să faci o paranteză dreaptă. Aș scoate un B din ăștia doi și vine B pe lângă... B pe lângă... B minus A minus X într-o altă, punem într-o paranteză. Da. Aici. Ori. Da. Ori C pe lângă C minus A minus X. Corect. Minus acum, diagonala secundară. Da. Spun paranteza acolo. Dă minus. B pe lângă. B pe lângă C minus A. Ce pe lângă? Nu, pare de rotunde și suficient. Ce pe lângă? B minus A. Pune B ce? 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 B pe lângă? Ce minus A. Nu. B, nu, da, ce? B minus A. B minus A. Pare. Așa s-ar fi valoarea determinantului. Acum mai facem calculul care se impune. Deci vine egal cu A pe lângă A plus B plus C ori X pătrat minus X pe lângă paranteză și vine BC pe lângă B minus A pe lângă C minus A da, pe lângă C minus A corect, da? BC și iată ăștia au pe X factor minus X pe lângă minus X pe lângă B pătrat minus AB B pătrat minus AB plus, nu închide paranteza, plus C pătrat plus minus AC minus AC închide paranteza minus aici CB pe lângă C minus A pe lângă B minus A. Deci ai BC, C minus A, pe lângă B minus A. Ăștia trebuie să reduc. Da. Așa. Și egal cu jos. Egal cu A pe lângă A plus B plus C. O X pătrat. Minus X. Înmulțit cu minus X-ul de aici, face plus
x pătrat pe lângă b pătrat plus c pătrat minus ab minus ac. Și scoatem încă o dată x pătrat în factor, egal pe x pătrat pe lângă x pătrat a, nu? Nu și A, nu este nici. X pătrat pe lângă. A pătrat plus AB plus AC plus B pătrat plus C pătrat minus AB minus AC. Se reduc acolo AB. Așa? Și îmi dă X pătrat pe lângă X pătrat pe lângă A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Aceasta ar fi valoarea nouă determinantului pe care am găsit-o, x pătrat în gata dreapta plus b pătrat plus c pătrat. Deci, ați văzut, nu ne-am apucat. Puteam să facem cum? Direct? Cu... Da, să facem calculul acesta. Dar ar fi fost destul de greu, pentru că ar fi fost niște calcule dificile, așa, dar pe... aplicând proprietățile determinanților, totul a mers foarte rapid. Să vedem alt punct, alte chestiuni, repede. Ce spune mai departe? La 2? Să calculăm determinantul acela. Ia să vedem cum propui. Cum propui să-l facem? Păi hai să facem 0 ore. Luăm coloana asta și să facem 0 ore aici. Deci luăm coloana de lucru. 1a pătrat, apoi acolo vine 0, b minus a, b pătrat minus a pătrat, apoi 0, c minus a, da, c pătrat minus a, da. Sigur că da. Egal, determinantul care a apărut, b minus a, aici luăm b pătrat minus a pătrat, spui cât? B minus a. B minus a pe lângă b plus a. Mai departe. Da. Ce egal cu dedesubt. Scoatem un B minus A ca factor aici și C minus A în partea cealaltă. C minus A. Pe lângă determinantul, 1, 1, B plus A. Nu mai are să pui paranteze. Ce plus A? Și egal mai departe, B minus A pe lângă C minus A. Și vine diagonala principală minus secundară. Și vine C plus C plus A minus B minus B. Nu, nu închid paranteza. Minus B minus A. A coasă. Și egal cu B minus A pe lângă C minus A. C minus B. Deci B minus A pe lângă C minus A pe lângă C minus B. Aceasta ar fi valoarea determinantului. B minus A pe lângă C minus A pe lângă C minus B. Este un determinant special. Ia uitați. 1, 1, 1. A, B, C. A pătrat, B pătrat, C pătrat. Dacă ar fi fost aici la 0, B la 0, C la 0. Este un determinant van der Waals. Da. Van der Waals. Și cum se calculează? Uitați, care e valoarea? B minus A, apoi C minus A, C minus A, C minus B. A. B pătrat plus A pătrat, C pătrat plus A pătrat, C pătrat plus B pătrat. Stai, dar nu. Asta este răspunsul, atâta tot. Deci este B minus A, da? B minus A, pe lângă C minus A, pe lângă C minus B.
Deci din B se scade cel din față și apoi din C se scade tot ce e în fața sa. Deci B minus A, B, C minus A, C minus B. Dacă ar fost de ordin 3, de ordin 4, deci dacă ar fost așa, cu cine credeți că ar fost egal? 1, 1, 1, A, B, C, A, B, C, D, A pătrat, B pătrat, C pătrat, B pătrat, A la a treia, B la a treia, C la a treia, D la a treia, cu cine ar fost egal valoarea acestui determinant? Ia să văd dacă poți să-mi spui. Egală cu? B minus A. Da, pe lângă. Pe lângă. C minus A. Pe lângă. C minus B. Bun. Pe lângă. D minus A. Pe lângă. D minus B. Pe lângă. D minus C. Corect. Deci, din B am scăzut tot ce este în față, din C am scăzut tot ce e în față, din D am scăzut tot ce e în față. Acesta este. Asta e rezultatul, nu? Și asta e valoarea determinantului respectiv. Continuăm după 4. 1, 1. A, B, C, apoi A la a treia, B la a treia, C la a treia. Nu l-a făcut pe asta. A făcut A, B, C, A, dar A, B, C, B, C, D. Dar cum crezi că îl facem? Cum faci? Nu, nu, mai este un pic diferit, nu este A pătrat, B pătrat, C pătrat. Deci nu avem bani. Haideți să dezvoltăm, să vedem la ce ajungem. Deci luăm în prima linie. C minus A, B minus A, descompune acolo. B minus A pe lângă. B pătrat. Nu minus, plus A, B. Plus A, B. Plus B, plus A pătrat. Așa. Un pic mai apăsat creta. Nu se vede prea bine. C minus A. C pătrat plus A. Ce mai repede? Plus A pătrat. Și egal de... Subtezăm factorul B minus A pe lângă C minus A. Dedesubt B pătrat plus AB. Apoi mai în dreapta 1. Și C pătrat plus AC. C pătrat plus A. Nu C pătrat, A pătrat la sfârșit. Da. E, nu, egal cu B minus A un pic mai mare scrisul. B minus A. B minus A pe lângă C minus A. Pe lângă. Dezvoltăm. C pătrat plus AC plus A pătrat minus B pătrat minus AB minus A pătrat. Egal cu dedesubt. B minus A pe lângă C minus A pe lângă A pătrat cu A pătrat se reduc. Acolo o paranteză dreaptă. Hai să vedem C pătrat minus A pătrat, să scrie C minus A. Pentru că nu e A, ci B. C minus, C minus B. Lângă C plus B. Știi de unde a fost acolo C pătrat minus B pătrat? Da, C pătrat minus B pătrat. Și acolo plus A pe lângă. C minus B. Și e capăt de parte cu B minus A. C minus A. C minus B. Pe lângă A plus B plus C.
aflu pe plus C. Deci, acel determinant în condițiile în care nu respectă. Deci, în condițiile în care nu respectă ideea de a avea imediat A pătrat, B pătrat, C pătrat. Și are o creștere mai rapidă, la a treia, de la a treia, ce la a treia. Face un salt. Da. În această situație este ca și mai înainte, B minus A, pe lângă C minus A, pe lângă C minus B, dar pe lângă A plus B plus C. Deci, valoarea determinantului Van der Mond, de tipul acesta, valoarea este cât de clipa de față, putem pune acolo în dreptul său, că este egal cu, iată aici undeva, care este valoarea? B minus A, pe lângă C minus A, da. C minus B, pe lângă A plus B plus C. Aceasta ar fi exprimarea, nu? Sau valoarea determinantului de acest tip. Hai să trecem pe tabla cealaltă, că se usuc aici, să vedem un alt determinant de tip. E vorba de determinantul. 1, 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 A la treia, de la treia, ce la treia? Cred că dezvoltați, să vezi la ce ajungi. Dar repede, că mai repede de asta. Hai.
Ia să vedem ce reușești să faci. B minus A pe lângă C minus A. Văd că ai spus în faptul că un B plus A, de unde ești B plus A? Deci nu mai este. Vedeți? Deci nici vorbă. N-ai factor comun. Nici nu n-ai cum să scoți. Este o mare greșeală. Deci aici, eventual, să fi făcut calculul, nu? Deci prostul metru plus extremilor. Ce avea aici? B pătrat plus AB. Ah, dacă vrei să mai faci niște mișcări, știu eu, adunai un AB și scad un AB, era altă poveste, dar cel mai bine aici să faci calculul, să vedem ce ne iese. Deci este cât acolo, lasă ca și mai înainte, B pătrat. Haideți să faci calculul așa. Deci pe lângă cine? B plus A. În paranteză pe lângă C pătrat plus AC plus A pătrat minus C plus A în paranteză pe lângă punere de sub și egal cu, haideți să mulțim acum, să vedem ce reobținem, pe lângă. Deschide paranteza, BC pătrat. Plus ABC. Plus BA pătrat. Plus AC pătrat. Plus A pătrat C. Plus A la treia. Minus CB pătrat. Minus ABC. Minus A la treia. ce mai departe? Cu A. Minus AB pătrat. Minus A pătrat B. Și minus A la treia. Asta e din ce A la treia? Era CA pătrat. CA pătrat aici, da. CA pătrat. Așa, cu A la treia. ABC cu minus ABC. ABC cu AC pătrat. Cu A, AC pătrat? Nu avem. BA pătrat. BA pătrat. BA pătrat. BA pătrat ar fi de acolo, da? Da. BA pătrat. Aia este și ce A pătrat. Cu A pătrat ce? C A pătrat minus C A pătrat și cu A pătrat C, da, se reduc. B C pătrat cu C B. Acolo nu. Și aici rămâne plus A C pătrat și minus C B pătrat. Ia să vedem cât vine. B minus A. C minus A. B C pătrat. Da. CB pătrat minus AB pătrat. Minus AB pătrat. Hai să vedem gruparea aici BC cu BC. Spate-mi și vine. Deci B minus A pe lângă C minus A pe lângă BC-ul BC pe lângă BC. Sau să spate-mi aici C pătrat pe lângă B plus A. Și minus B pătrat pe lângă A plus C. Nu ne-a ieșit. Vă doresc să vedem dacă mai găsim un grupaj și să... Deci dacă scot pe BC aici în factor, ce mi-e în factor dacă BC spate în factor? Rămâne C minus B. Iar AC și... Dar nu știu, cred că s-a greșit ceva. S-a greșit ceva? Hai să mai vedem pe asta. B plus A pe lângă C pătrat plus AC plus A pătrat. B pătrat, AB, A pătrat. C plus A. Și
Hai să urmăm în termene. Deci vine BC pătrat, ai scris bine? Da, BC pătrat. Plus ABC. Da. Plus BA pătrat. Da. Plus AC pătrat. Da. Plus A pătrat C. Da. Plus A la 3. Da. Minus CB pătrat. Da. Minus ABC. Da. Minus CA la 2. Da. Plus A, minus AB la 2. Da. Minus A pătrat B. Da. Și minus A la 3. Da. Să vedem dacă am redus corect. Deci ABC cu minus ABC. Corect. BA pătrat cu de A pătrat B. Păi dar nu știu ce așa. Numai că sunt făcut din... B, A pătrat și cu A pătrat. Vezi, suntem în asta. Să cum? Da. A pătrat C. Ce A pătrat? Ce A pătrat? A la 3 cu A la 3. Da. Și bine. A la 2. Și vedem B, C pătrat plus A, C pătrat. Dacă ar fi, ar scoate aici C pătrat pe lângă... Ar veni C pătrat pe lângă... B plus A. Da. Minus B pătrat pe C plus A. C plus A. Cam asta ar fi, să spunem, forma. Altru par aici, nu mai văd, e C plus A. Dacă scot aici, din astea două, numai C, o scot în factor și n-am făcut nimic. Vine AC minus B pătrat, nu? Lăsăm așa. Deci, al câtelea determinant este acesta, al treilea ca variantă, mi-a dat B minus A pe lângă C minus A, B minus A pe lângă C minus A, pe lângă C pătrat pe lângă C pătrat pe lângă B plus A, B plus A minus B pătrat minus B pătrat pentru celălalt două adunate. C plus A. A plus C. C plus A. A. E bine așa, da? A plus C. Deci, iată, determinantul sub forma asta, în care apare în ordine A, B, C, A, pătrat, B, pătrat, C, pătrat, are forma de aici. B minus A, pe lângă C minus A, pe lângă C minus B. Da. Când sare în cu unitate mai sus A pătrat, nu fie A pătrat, B, pătrat, A, A la 3, B la 3, C la 3, mai există în plus A plus B plus C. Când nu se respectă linia din mijloc. Deci vine A pătrat, B pătrat, C pătrat aici. Începe B minus A pe lângă C minus A, dar în loc de paranteza asta, C minus B, este o combinație C pătrat pe lângă B plus A, minus B pătrat pe lângă A plus C. Cam asta ar fi valoarea determinantului Van der Mond. În variantele acestea. Deci cele trei variante le-am avut, da? Să vedem mai departe, să vedem un alt exercițiu. Așa, șterge tu tabloul bipără când... Iată ce anume mai era aici. Mai departe... Avem un exercițiu 3 cu... Așa. Fie determinantul. YZ apoi pe coloană scrie de pe sub X pe lângă Y plus Z apoi de pe sub Y plus Z la pătrat. Totul la pătrat? Da, Y plus Z la pătrat. Apoi următoarea este ZX de pe sub Y pe lângă Z plus X și dedesubt Z plus X la pătrat ar mai fi mai de jos următoarea coloană XY apoi Z pe lângă X plus Y și X plus Y și apoi X plus Y tot la pătrat. Să calculăm acest determinant. Uite, pe acolo care X are plus, sper că ești plus, nu? Da. Așa. Deci să încercăm să calculăm, da. Să încercăm să calculăm acest determinant.
calculăm direct, așa cum știți, pe regula triunghiului sau de la, nu? Salus, va fi mult de lucru. Da? Avem acolo de lucru foarte, foarte mult. Probabil aici încercăm o variantă care să ne fie de folos, o variantă de la determinat van der Mond, dacă am prinde ceva. Cum să facem? Vreți să vă las să munciți, să vedeți cât merge de greu? Da. Nu. Vreți? Vreți asta? Nu. Nu vreau să trecem o uite, haideți să zicem așa, hai să ne închipăm că nu reușim să vedem nimic. Și atunci, așa, pentru început, nu ne-am apucat să munțim fără discuții, nu trebuie la triunghiul. Să adunăm toate coloanele la prima coloană. Deci, ultimele două coloane la prima coloană. Să vedem ce ar veni. Ar veni. Ia să vezi. Deci să le adun asta la asta și asta la asta. Deci dacă ultimele două la prima coloană. Deci ar veni YZ plus XZ plus Y. Da. Acum. X pe lângă Y plus Z plus Y pe lângă Z plus X plus Z pe lângă X plus Y. Da. Y plus Z la pătrat. Și ce de nou să ne scrii? Z, X, Y, Z, X, Z, plus X, Z, X, Z, plus Y, plus Y, plus Y, plus Y. Eu îți propun să desfaci pe prima coloană, să-ți faci calcul acolo, să vezi ce ți iese. Deci, prima oară, YZ plus XZ plus XY. Z plus X. Y plus XY. Și îți fac așa? Da, 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 da. Acolo îți faci. Y plus XZ plus YZ plus YX plus ZX plus ZY. Ia despre și acolo, da? Y plus Z pătrat plus Z pătrat 2Z X plus X pătrat plus X pătrat 2X Y plus Y pătrat și aici Z X. Îți fac și aici Y pe lângă. Nu, acolo lasă așa. Să vedem la ce am ajuns. Doi pe lângă. Nu, dar nu îmi duc până. Da, da, da. Să repet. Și jos devine X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat. Z pătrat plus, scot-o la fel, 2.
Așa. 2 pe lângă. Y plus Z plus X plus X plus Y. Z X, Y plus Z plus X plus X plus Y plus Z plus Y. Așa, iată, acum, după ce am făcut manevra asta, hai să adunăm linia întâi la linia a 2. Să vedem ce obține. Linia a 2. Da. Deci prima linie o copii. Deci va veni... Y, Z. Da. Plus Z, X, plus X, Y. Da. Z, X, plus X, Y. Și după aia... 2 pe lângă... 2 și cu încă o dată adunată, 3. 3 pe lângă... X, Y plus X, Z. Plus X, Z. Plus Z, Y. Z, Y. Da. Apoi. Stai să mai urmărim ceva. După ce ai făcut manevra, am zis că adun linia întâi la linia a doua. Aici, când adun linia asta la linia asta, știi ce obții? ZX plus ZX. Și dacă desfaci vine XY plus XZ, XY plus XZ plus YZ. Plus X, AXY plus XZ. Așa, plus YZ. Plus YZ. Și dacă faci aceea lucru și aici, obții XY plus XZ. Da? Și observăm pe linia a doua că avem același element. Scoate. Da? Va fi interesant. Păi da. Acum să mai propun să mulțim linia asta de aici cu minus 2 și o adunăm la asta. Da, da, să... Păi uite, tocmai acum. Ah. Că o modifici pe ultima. O mulțim cu minus 2 și o adunăm aici. Când o mulțești cu minus 2, vine minus 2 pe lângă chestia asta și se reduc ăștia. Și să rămânem la x pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat. Plus Z pătrat, da? Aici, acum. Este minus 2XZ. Minus 2XZ. Și dacă ești la pătrat și cu plus 2XZ care este aici, se reduce. X pătrat și Z pătrat. X pătrat plus Z pătrat. Z pătrat. Și aici? Aici va rămâne X pătrat plus Y pătrat. Da. Șterge. Ia să vedem ce putem face. Acum am spus că nu spune determinat. Că pe linia a doua se vede elementul care este comun. XY plus XZ plus YZ. În paranteză. Înmulțit cu determinatul. Determinatul. Scrie elementul XY plus XZ plus XY. Așa, de sub 2, 3, nu 2, 3 este. Da. 3, 1, 1. 3, 1, 1. Și jos X pătrat. Așa. Ia să vedem ce manevre să mai facem noi. Știi ce îți propun? Hai să le mulțim pe ăsta cu minus 1 și cu minus 1 să le adunăm aici. Să le vedem ce după. X, Y plus X, Z plus Y, Z. Deci, asta cu minus 1 și asta cu minus 1 și le adunăm aici. Minus X, Z și cu minus... Stai o secundă. Minus X, Z cu minus X, Y să le duc. Și rămâne Z, Y. Z, Y.
aici vine minus 1, minus 2, 1, că 3 scăzut 2, 1. Și acum ești atentă, că am două sunt cu minus și l-am adunat aici. X pătrat plus Z pătrat. Deci vine X pătrat, vine cu minus 2 de X pătrat. Și vine X pătrat. Și vine numai minus X pătrat. Ia să văd dacă am dreptate. Da, minus da, x pătrat cu minus face minus 2x pătrat și cu plus 1x pătrat face minus. Iar y pătrat cu minus y pătrat se reduc, z pătrat cu minus z pătrat se reduc, da? Da. Apoi, zx, așa, x pătrat plus z pătrat, da, x, y, y pătrat plus x pătrat. Bun. Să mai facem un pas, oricum l-am îmbunătățit mult. No? Ca și formă, calcul, dacă ne-am fi apucat de mulțit acolo, nu mai așam. Deci ne-a ieșit determinantă x, y plus x, z plus y, z. Ori determinantul. Nu putem spune că scoatem ceva în factor, nu? Deci sus de pe linie, pe coloană, nu avem nimic. Hai să luăm pe asta coloană de lucru și să facem zero aici. Nu, pe nu este mulțit. Da, da, da. E 1, dar tu nu scrie la coloană. Scrie acolo. 1. Așa. O secundă. Deci luăm coloana asta de lucru da. Și facem 0 aici și aici. Adică o mulțim cu minus 1 și o adunăm la celălalt. Să vedem cine rezultă. Z, Y, 1, minus X pătrat. Și dacă adunăm la celălalte, Z, X plus Z, Y. Vine Z, X, minus Z, Y. Da. Z, X, minus Z, Y. 0. Da, 0. Și 2X pătrat plus Z pătrat. Apoi. X, Y. Minus Z, Y. 0. Și și 2x pătrat plus y pătrat. De ce 2x pătrat? Din cu minus, da? Tăiem linia și coloana pivotului. Și egal cu, punem semnul de apărat poziție, deci e minus. Punem un minus în factor. Minus pe lângă xy plus xz plus yz. Ce mi-a rămas? Z pe lângă X minus Y. Y pe lângă X minus Z. Jos. N-am ce face. 2X pătrat. Z pătrat. Așa. X pătrat. Ei, cred că n-am fost fericită chestia asta. Lasă-l desfășurat. De ZX. Până așa, zx minus yx minus a, așa. Egal cu minus pe lângă determinantul. Și acum eu îți propun să adunăm pe asta aici, să văd. Să o mulțim cu minus 1 și o adunăm aici. Deci prima rămâne 2x sau nu x, zx minus zy de pe sub 2x pătrat plus z pătrat și mulțită cu minus 1 și adunată aici vine minus zx și numai rămâne. Iar aici plus zy cu minus zy se reduce. Și vine yx minus zx. Acolo vine yx minus zx. Că am mulțit cu minus 1 și adunăm aici yx minus zx și acesta e plus zy și cu minus zy se redă. Da. Și jos. Vine y pătrat minus z pătrat. Uite de ce vine. Da. Y pătrat minus z pătrat. Cu 2x pătrat și cu 2x pătrat. Determinant. Egal cu minus pe lângă xy plus xz plus yz.
acum aici se vede că putem scoate în factorul un x, deci să copiem pe asta. Aici putem scoate în factorul un z. Z pe lângă. Da. Și x pe lângă y minus z. Jos, 2x pătrat cu z pătrat. Și, respectiv, y minus z pe lângă y minus z pe lângă y. E, observăm că avem factorul y minus z. Da. Și fiind acesta y minus z, mai este un factor. Da. Și egal cu minus pe lângă xy. Da. Pe lângă y minus z. Pe lângă y minus z, da. Și pe lângă determinantul care ți-a rămas, hai să zicem zx, din nou revenim, zx minus zy, dedesubt 2x pătrat plus z pătrat, respectiv aici va fi x, și jos va fi y minus z. Plus z. Corect. Da, șterge deasupra. Deci egal cu determinantul, lasă cu șterg eu. Egal cu determinantul. Acest minus din față, eu aș vrea să-l bag aici, să fie z minus y. Deci vine xy pe lângă z minus y, înmulțit cu determinantul zx minus zy x 2x pătrat plus z pătrat y plus z. Așa. Ia să vedem ce mai putem face acum. Fiindcă de canal de ordine 2, aș putea, nu? Aș putea să fac produsul mezilor, produsul extremelor. Dar haideți să facem o operație pe care am mai făcut-o, anume rupim pe acesta în doi determinanți. În doi determinanți. Deci vine xy xy plus xz plus yz pe lângă determinantul z minus y pe lângă o paranteză dreaptă, să spunem, un prim determinant 2x sau ce este? Zx. Zx dedesubt 2x pătrat și coloana asta o copiem xy plus z plus sau, da, dacă zici plus, zici minus, da? Ești atent de la zi minus. Minus zy și minus z pătrat. Că ai scos minusul, da? Și x, y plus z. Și ghide paranteza. Egal cu, de deasupra, hai să zicem egal cu cine? X, z plus y, z. Pe lângă z minus y. Și pe lângă aici, deși în factorul un x și aș spune x pe lângă determinantul z 2x x și y plus z minus, deci este un z în factor minus z pe lângă determinantul y minus z x și y plus z. Așa. Să vedeți ce interesant apare. Aici aș putea la rândul să rup în doi determinanți plus 0. Și am doi determinanți și fac pe cei doi determinanți. Dar hai să facem un calcul. Deci pe lângă x, pe lângă ce faci acum? Y, z, y
plus z pătrat. Z pătrat. Minus 2x pătrat. Minus 2x pătrat. Chide paranteza. Z pe lângă. Z pe lângă. Da. Plus. Plus z. X. Zx. Exact. Și acum? Unde e y plus 1? Y plus 1, y plus 1, stai bine un pace. Da, da, da. Aici e y plus 1? Da, da. Da. Stai, dar cum o să fie? Am scos z-ul de pe coloana asta. Deci am scos z-ul de pe coloana asta aici. Da. Deci a rămas y plus z, cum a fost, nu? Da. Nu, nu. Deci este corect așa. Și acum, egal mai departe cu x, y. Hai mai repede să duc ăla. Pe lângă. Facem capul ăsta, x, y, z. S-a greșit? Da, unde este y pătrat z? Am scris odată y pătrat z și y z pătrat. Este corect. Deci y pătrat z și y z pătrat. Este bine. Și minus z pătrat x. Ei, deci trebuie să le grupăm cât să avem... z pătrat x și y pătrat x. Da, 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 aceea să le duc. Și mi-au rămas termenii și ăștia. Ia să vedem care sunt. Pe lângă. Y. Pe lângă x, y, z. Pe x pătrat, x la 3 să mai rupem 2, minus x la 3 și minus x la 3 grupăm pe acolo și sper să apară sau așa grupați să-mi apară în final aș dori de, din simetrie să apară z minus y pe lângă z minus x sau y minus z. Ceva în genul ăsta. Dacă nu s-a greșit la cap, dacă am greșit un semn sau undeva z pătrat y sau y z pătrat, totul s-a dat peste cap. Ei, n-am dorit să fac determinantul ăsta cal. Ajută că chiar mai târziu când am început să facem calculul și există riscul unor deșert. Dacă însă am făcut manevrele acestea cu adunăm la o linie, la o coloană, am ieșit cu factorul ăsta. X, Y plus X, Z plus Y, Z. Și am ieșit și cu Z minus Y. Dar probabil că la unul cu unul am făcut o mică greșeală, de ce nu am ieșit. Dar trebuie să fie o simetrie perfectă în X, Y și Z. Deci determinantul ăsta prea frumos. Sigur că ca și obiectiv, mă gândesc să ajung așa, să fie 1, 1, 1, aici să fie x plus, y plus z, y plus z, chiar la asta mă gândeam între timp, y plus z, y plus z la pătrat, să fie x plus z, x plus z la pătrat, x, 1, x plus y, x plus y și x plus z tot la y. X plus y tot la pătrat. Dacă reușesc asta, vă dați seama că de să-l transform pe ăsta, știu eu, prin manevre diverse, să-l transform ca fiind un determinant de tipul ăsta. Dacă valoare, știu cum o fac pe asta. Deci ăsta plus altceva, plus nu știu ce. Și eu știu că valoarea acestui determinant este din ăsta scap cu ăsta, din ăsta scap celălalt. Și vine cât? X plus z minus y minus z pe lângă x plus y minus y minus z și pe lângă x plus y minus x minus z. Și este exact ce vă spuneam, plusul de două. Să reduc z plus z
Eu aștept să fie așa ceva. Trebuie să fie interesant. Prin alte manevre să ajung la determinantul ăsta și la cea mai fi în completare, încât nu degeaba am făcut de pregătitor de determinanță și bandermul. Deci, încercăm să facem alte manevre și să ajungem la acele rezultate. Cred că reușim fără discuție. Dar am abordat-o direct cu riscul de rigoare. Deci ne-am apropiat noi cât de cât ca formă, am găsit acest factor, dar mai departe n-am mai reușit. Performanța. Am găsit și un Z minus Y. Care e sabul pe aici până la Z minus Y? Y da? Da? Y minus Z. Da. Unde este? Y minus Z, dar nu e importanță. Z minus Y sau Y minus Z, e vorba de un semn. Și acela o spate, un factor. Însă, din partea asta nu mai văd. Asta e semn că nevastă trebuie altul greșeală. Deci trebuie să avem un orizont cât de cât asupra dezvoltării lui, pentru că altfel abordat direct, direct există riscul să greșim. Așa de trebuie. Da, ne oprim aici. Plus, scoatem un C, C pe lângă A plus B. A cum mai e niciun nostru? Nu, e bine așa. Păi din primul doi am scos un A. A pe lângă A plus B și din astea am scos iar și un A. A pe lângă... Cine am scos? Aici... C pe lângă A plus B. Am scos bine. Da, e bun. Plus. Pe lângă. Deci scot un B. B pe lângă A plus B. Plus C. Pe lângă A plus B. Ai scot un C. C dintre cine? Din astea două. C pe lângă A plus C. Plus B pe lângă A plus C. Egal. Radical X. A plus B sunt factor. Pe lângă A plus C. Pe lângă A plus B sunt factor. Pe lângă B plus C. Pe lângă A plus C sunt factor. Pe lângă B plus C. Face radical din. A plus B este la pătrat. Plus A plus C este la păr. A plus C la pătrat. B plus C la pătrat. Fiindcă asta A, B, C sunt numere din Q, ar trebui să iese în modul acolo, dar doresc că autorul a vrut să spune Q plus, ca să fie și mai sigur. Dacă nu merse cu Q plus, atunci voi pune ce? Modul din fiecare din astea. Oricum, ceea ce mi este clar este că rămâne A plus B, pe lângă A plus C, pe lângă B plus C, tot în modul, ca să nu apară ce problemă. Și asta înseamnă că este un număr din Q. Pentru că AB și C de unde erau? Din Q. Și două fracții au rămas într-o fracție. Totul este numai fracție. Și am arătat că radicalul respectiv este fracție. Ce trebuia să arăt? Că radicalul este fracție. Și am arătat că este fracție. Să regăsăm radicalul 3 din 29. Ia să vedem cum gândim. Deci radicalul în C3 cu precizii de 20 mare. Cu precizii de 20 mare trebuie să-l găsim. Pe radical din C3 din 29. Cum credeți că voi face? Aveți o idee? Păi eu aștept pe el să fie așa, cuprins între două numere. Da? Între două numere. Aici să fie 3,A1 A2 cifre, niște numere A1, A2
Știi cum ar să fie 3, A1, tot A1. A3. Dar A2 e crescută cu o decimală. A2 plus 1. A2 plus 1, în sensul că a crescut cu unitate, ca să fie precis de, de decimală de pe poziție. De sudime, mi-a zis autorul, cu cât? Cu 2 decimale. Cum să spunem că este atunci? Dacă aș mulți cu 100 chestia asta, dacă aș mulți cu 4 cu 100, ar fi așa. 3A1A2, numărul ăsta, 3A1A2, mai mic decât 100 radical indice 3 din 29, mai mic decât 3A1 și aici cifra asta crescută cu unitate. A2 plus 1. Cam așa arăta. Știți bine că la școala către a 7, a 5, a 6, așa, vă puneți o bară pentru a înțelege că e vorba de numărul 300 a 1 a 2. Acum, 100 ăsta să-l bag, să-l introduc în interior. Da? Să-l introduc în interior și avem cât? 3 a 1 a 2 mai mic decât cât vine radical în 3 din 29 urmate de câte aici? 1, 2, 3, 4, 100? Nu. La cât? La 3? 6? 2, 4, 6. Așa e corect. E 10 la a 2-a, totul la a 3. Deci, 10 la a 6. Mai mic decât 3 a 1 a 1.